Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă comentez un clasament făcut în anul 2023 despre cele mai fericite țări. Însă apoi o să fac și eu clasamentul meu, pentru că nu sunt deloc de acord cu ce statistici s-au făcut. În al șaselea an consecutiv, Finlanda a ieșit pe locul întâi în topul celor mai fericite țări. Pe locul 2, Danemarca, pe locul 3, Islanda și pe locul 4, culmea, care sunt în război, Israel. O să le iau pe rând, o să vă spun ceea ce înseamnă pentru mine o țară fericită. Și nu cred că aici ne referim la o stabilitate financiară, pentru că eu mă gândesc că acest clasament din 2023 s-a făcut în primul rând pentru o stabilitate financiară. Însă, din punctul meu de vedere, o țară fericită este o țară cu o stabilitate politică. Da? Atunci când nu te simți amenințat să intri în război, atunci când granițele tale sunt aceleași de foarte mult timp. Și o să vă spun, bineînțeles, și România pe ce loc se situează în acest clasament. Da. Sunteți curioși, nu? Rămâneți până la capăt. Bun, și nu știu cum finlandezii pot fi cei mai fericiți oameni de pe planetă, având în vedere că 6 luni de zile acolo este întuneric, soarele, da, soarele este cel care ne umple viața, da? Atunci când este soare poți avea mai multe activități. Soarele te încarcă cu energie pozitivă, este foarte bun și pentru oase și pentru bunăstare în general. Finlanda, într-adevăr, are o stabilitate financiară. Se investește foarte mult în educație, dar clima, de asemenea, nu-i ajută, este și frig acolo. Ca să nu mai spun, rata sinuciderii este cea mai mare în țările nordice. Deci nu știu pe ce bază au făcut ei acest clasament. Pe locul al doilea se află Danemarca, unde rata divorțului este cea mai mare din întreaga lume. Oamenii aceia nu pot fi monogami, deci ei nu pot conviețui. Acum nu știu cum poți fi fericit de unul singur. Nu știu cum au fost ei clasați pe locul al doilea, da? Deci ei au ceva la tărtăcuță, având în vedere că nu pot fi monogami. Rata divorțului este destul de mare, așa că nu sunt de acord cu locul al doilea pentru Danemarca. Și cum am mai spus, clima contează foarte mult pentru bunăstarea oamenilor. Și pe locul al treilea avem Islanda, așa că și această țară se află în emisfera nordică și au un climat rece. Cu toate că alimentația lor este bazată pe pește, sunt cam izolați de restul lumii, probabil că au principiile lor de viață, dar având în vedere climatul, pentru mine nu o poate face o țară fericită. Pe locul 4 avem Israel, care nu știu cum a intrat în acest top, în primul rând, având în vedere că ei sunt în război. Ca să nu mai punem faptul că toate femeile acolo fac armată, obligatoriu, practic se antrenează, se pregătesc și sunt în război cod la cod cu bărbați. Ca să nu mai spun că foarte mulți evrei vin la noi în țară pentru afaceri, distracție, femei, prețuri mici și chiar se stabilesc aici. Pe locul 5 se află Olanda, o țară cu o vreme destul de rece și acolo, cu foarte multe ploi. Nu știu cum sunt oamenii fericiți mergând pe bicicletă și în ploaie, chiar. Pe locul 6 și 7 avem Suedia și Norvegia, care la fel sunt țări cu o stabilitate financiară, însă
climatul lasă de dorit, ca să nu mai spun și lipsa de lumină. Pe locul 8 avem Elveția. Am fost și eu acolo. Mi se pare cea mai liniștită țară. Și cu toate că ei sunt foarte liniștiți ca oameni, nu sunt foarte sociabili. Și eu cred că a avea o viață socială și a fi sociabil, ești mult mai fericit ca atunci când stai retras și singur. Și așa mi se par acești oameni, cei mai monotoni și cei mai singuratici. Plus de asta, magazinele, barurile se închid toate după ora 7. Deci, practic, acolo este pustiu, nu mai întâlnești țipenie de om și atmosfera este sumbră. Și acum o să vă fac un alt top, un clasament realizat tot de niște specialiști de acum câțiva ani și cred că nu are nicio relevanță faptul că au trecut câțiva ani, pentru că nu se schimbă lucrurile foarte mult în nicio țară. Așa că rămânem la acest clasament și rămâneți să vedeți care este cea mai fericită țară din univers. Sau cel puțin de pe planeta noastră. Și o să încep cu cea din urmă. Pe locul 5 se află Vietnam, care este cea mai fericită țară din Asia și a intrat în acest top, deși PIB-ul este de 24 de ori mai mic decât la vecinii din Hong Kong. În plus, Vietnamul și-a propus să devină o națiune dezvoltată. Până atunci, însă, țara asiatică este încă o destinație sălbatică cu peisaje care îți taie respirația și care merită descoperită cât mai repede. O experiență descrisă în cărți este golful Halong Bay, unde vei descoperi satul plutitor Kua Van, unde casele plutesc pur și simplu pe apă. Aceștia trăiesc din pescuit. Vanuatu, o țară insulară din Oceania, care pare izolată pe această planetă, este a patra cea mai fericită țară din lume, deși nu are armată și are un PIB de 20 de ori mai mic decât vecina Australia. În plus, cu toate că este o țară multiculturală, în care se vorbesc peste 100 de limbi, Vanuatu este un loc democratic și pașnic. Pe locul al treilea se află Columbia, o țară care le are pe toate. Munții Anzi, Amazonul, plaje la Marea Caraibelor, deschidere la Pacific și deșertul Tatacoa. Mexic, care este a doua cea mai fericită țară din lume, ca o comparație, starea de bine a locuitorilor este mult mai bună decât cea a vecinilor din SUA, deși economia Mexicului este de 5 ori mai mică. Și cea mai fericită țară din lume este Costa Rica, și asta pentru că oamenii de aici trăiesc mai mult, au o stare de bine mult mai bună decât cei din SUA sau Marea Britanie, spre exemplu. Și din 1949 au renunțat la armată pentru a investi în dezvoltarea ecoturismului, agriculturii, sănătății și calității vieții. Și am zis că o să vă spun și despre România, pe ce loc se situează în topul celor mai fericite țări. Ei bine, pe locul 24 în întreaga lume. Cred că pe locul 24 în Europa, poate. Nu în întreaga lume. Hai să fim serioși. Pe mine doar aspectul țării mă deprimă. Stabilitate financiară nu avem. Da. Se și vede, nu? Că nu mint. Așa. Stabilitate politică, nici atât, nu avem. Amenințați de război, da. Ca să nu mai zic că este hilar ce taxe se măresc. Ce spuneți, sunteți mulțumiți de impozitul pe proprietate sau pe ceea ce dețineți? La noi, spre exemplu, de la 200 de ron s-a mărit la 500 de ron impozitul pe casă. Minunat! Să plătești niște taxe pe ceva ce deja ai plătit. Adică tu plătești la nesfârșit ceea ce este al tău. Acestea fiind spuse, nu ezitați să comentați, să-mi spuneți dacă sunteți mulțumiți de traiul vostru din România.
Vă pup și vă aștept pe următorul meu vlog.